Înainte de toate vreau să vă spun că am primit o provocare de la Telecom cu ocazia live-urilor de la Românii au talent. Eu trebuie să fac un challenge super tare, iar voi trebuie să intrați pe netliberare.ro să vă uitați la video și să votați. Cei ce au răspuns corect pot câștiga una dintre cele 20 de invitații duble la show-urile live de la România au talent. Așa că haideți pe site, aveți linkul în descriere și votați. Mult succes! Salutare! Și bine v-am regăsit la un nou daily vlog. Astăzi îți facem un daily vlog foarte, foarte interesant. Mă scuzați că am luat o razna. Alma e aici. Ce faci? Ce faci frumoasă? Ce faci frumoasă? Ca de fiecare dată Alma ne veghează, doarme ca de fiecare dată. Nu-i așa? Noroc. Dă un pup. Așa, așa. Mua, mua. Așa că astăzi avem o grămadă de chestii de făcut. O grămadă! Doleu, domne! Ne ucide! Mă ucide ea! Mă ucide ea! Ok, acolo sunt gruma la o parte. Astăzi o să avem o grămadă de chestii de făcut. În primul și în primul rând am o veste foarte tristă. Pentru că vreau să dați un mare like în momentul ăsta, bineînțeles. Dar nu serios acum, trecând la modul serios. Trebuie să-mi cumpăr neapărat un mini trepied din acela de... ținut în mână, dacă mai știți, pentru că mi s-a rupt. Și pe lângă chestia asta o să avem și demers mai puțin mai târziu, bine, nu chiar târziu, la o chestie foarte tare pe care va trebui voi să o vedeți. Bine, probabil voi deja ați văzut despre ce este vorba, o să trebuiască să filmăm ceva foarte, foarte tare. O să mergem într-un studio și o să filmăm. Yay! Yay! Nu mai știu ce să mai zic. Alma a rămas șocată acolo. Ce-i? Te-am speriat? Mai te-ai speriat? Pe lângă chestia asta vreau neapărat să vă mulțumesc pentru că suntem pe punctul de a face 700.000 de abonați sau nu știu deja dacă i-am făcut 700.000 de dansatori pe acest canal. Foarte, foarte tare și vă mulțumesc extraordinar de mult pentru acest lucru, pentru că voi ați făcut posibil acest lucru și pentru chestia asta vă mulțumesc tare, tare mult pentru că sunteți alături de mine și bineînțeles mai fac și eu daily vloguri din când în când când avem ceva interesant de făcut. Yay! Așa că o să vedem ce mai avem de făcut și revenim imediat. Și am plecat la drumeție. Pe unde avem noi de mers? O grămadă și o grămadă. Undeva pe aici nu trebuie noi să ajungem. Dar nu știu unde. Ai venit la cămașă, la... Am venit și eu așa de vară. Da? O să o lasă flori? Ce mai repede să fii la flori? Încă nu știu ce. Hai că nu putremul aici. Prea multe scări. Mai joacă. Nu mă lăsați, că dacă mă lăsați. Hai, dă-i, 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 dă-i. Aoleu. Mamă, ce șmecher a fost ăsta. Signature ar fi asta. Cât durează până-i faci băutura cuiva? Poziția asta. Că eu de vreo două ori am căzut în poziția asta, direct.
Da, deci te lași în jos, mai întâi te lași în jos și după aia faci. Așa. Jos. Așa. Duci piciorul prin față. Încearcă să-l duci mai în larg, da, mai în larg. Exact ca la când dau, nu știu, cu mâinile, știi? Da, da. Exact, exact la fel. Cu picior, dacă tu ai mâinile largi, așa e cu picioarele largi. Da, da. Dar nu pot să-mi desfac piciorul, știi? Știu, așa ești că mă, nu pot să. De. Am câștigat. Uite, pe vlog tu. Știi să faci vlog? Nu. Așa și pe vlog. Ce să fac? Hei, salut. Salut internet. Foarte marfă acest vlog. Ce? Este foarte marfă acest vlog. Vreau să fiu cu Florentin în vlog și cu Valentin în vlog. Și acum sunt cu băieții în vlog. Foarte tare. Merge? Asta merge? Nici măcar da, nu-i dat drumul. Filmează? Da, uite, e foarte tare. Dar să știi că ăsta nu e unghiul meu bun. Stai așa, că ăsta e unghiul meu bun. Ăsta e unghiul meu bun. Hei, hei, salut. Hei, te ia vlogul de aici. Fă vlog. Știi să faci vlog? Nu. Fă vlog. Fă vlog. Gata, uite-mă. Zici că ai trepied de loc. E bine? E bine. Și unde se vede că filmează? Uite aici, secundele. Ia, mister. Și-am terminat. Mamă, ce întuneric se vede. Ce? Se vede întuneric. Aici se vede mai lumină. Am terminat, am furat o doză de suc. Perfect! Tocmai am terminat filmările. Așa că, cel mai probabil voi deja ați văzut despre ce este vorba. Așa că fiți cu ochii pentru că o să urmeze ceva super, super tare. Neapărat, neapărat. Așa că aveți linkul în descriere, nedliberare.ro. Pentru că acolo o să fie ceva super, super șmecher. Băi, a durat, cred că, o grămadă. Nu mă văd! Sunt prea negru! Nu mă văd, e întuneric. Așa că ne îndreptăm spre casă. O să fie ceva șmecher de șmecher. Așa că abonați-vă, mă, ce negru mă văd. Ia uitați ce frumos se văd blocurile acelea. Mamă, să treci în blocurile alea, zici că ești în Las Vegas. Așa că un mare, mare like. Și echipa aceasta este super tare. Am stat câteva ore. Îl felicit pe Valentin pentru că a făcut o treabă foarte bună. Și nu îmi place tot cum mă văd pentru că eu sunt negru. Așa că ne revedem. Perfect! Am ajuns acasă, deci de fapt e a doua zi de când filmăm acest daily vlog interesant. Alma este aici, ca de fiecare dată, și vrea să danseze rumba. Și se întinde, ca de fiecare dată. Ce? Ce vrei? Ce vrei? Ce vrei? Ce vrei? Nu-ți dau. Așa că o să vreau să vă arăt ceva extraordinar de fain, pentru că mi-am cumpărat ceva super, super bun și am văzut că foarte mulți dintre voi v-au plăcut acele squishy-uri foarte interesante și tocmai de aceea vreau să vă arăt acest squishy extraordinar. Cred că este cel mai horror și cel mai ciudat și cel mai cringe squishy, pentru că este nou apărut și tocmai de aceea vreau să vi-l arăt și vouă. Ia fiți atenți aici. Ok, stați așa să-l scot. Stați să pun camera asta aici. Să nu vă speriați. Deschidem. Ia uitați-l. Deci, asta este squishy-ul. Vedeți ce fel îi fac cu ochii? Și dacă îl strâng, îi ies ochii din cap. Ia să-i scoatem ochii. I-am scos ochii. Ia. Ok, asta e horror. Deci nu știu, aici în ochi are un fel de apă. Cred că este un fel de lichid în care se întorc ochii. Și dacă apăs pe el, pac, pac, pac. Cred că o să facem ceva foarte, foarte interesant cu acest squishy. Stați așa că și Alma vrea să-l vadă mai îndeaproape. Uite-l, uite-l. Sperite. Jos cu tine. Da, nu mai știu exact cum se cheamă ăsta. Am uitat cum se cheamă. Parcă scria pe el Pop Eyes. Ah, Squishy Pop Eyes se cheamă ăsta. Și vedeți că este foarte înfricoșător. Dacă vă luați unul din ăsta seara, să nu vă jucați cu el seara, pentru că este foarte, foarte înfricoșător. Da! Dar mai mult asta e făcut din cauciuc, ca să zic așa. Dar la atingere e destul de fain. Așa că dacă mai vreți alt fel de squishy-uri foarte... Hai mă! Bă, ce fel îi fac ochii? Băi! Vai de viața mea! Ok,
Dacă mai vreți altfel de squishuri, lăsați un comentariu și dați un mare, mare like să ajungem la 10.000 de like-uri la acest video și să distribuiți acest video mai departe. Încă o dată vă reamintesc că ați văzut că la începutul acestui video a fost un challenge foarte, foarte interesant de la Telecom, așa că aveți linkul în descriere, intrați și votați-mă să câștigăm un challenge foarte, foarte tare. Aveți linkul în descriere, votați-mă să câștigăm ceva foarte, foarte șmecher. Și bineînțeles, o să aveți și voi șansa să câștigați acele bilete la România au Talent și vă urez mult, mult succes. Aveți totul în descriere. Așa că vreau doar să vă mai zic că voi sunteți cei mai tari și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!